Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Astăzi avem un episod special în care vă vorbesc despre motivele care m-au determinat să aleg Polkadot ca și principal asset în care investesc. O să vă spun de ce nu am ales Bitcoin, deși am Bitcoin, de ce nu este Ethereum principalul meu proiect. Vă voi vorbi despre momentul în care am decis să investesc în Polkadot. Voi vorbi despre faptul, despre dacă voi continua să fiu alături de acest proiect sau nu și multe alte detalii. Dar, înainte de toate, aș vrea să-i mulțumesc foarte mult unuia din urmăritorii mei, Black Ray, pentru un comentariu extrem de drăguț pe care l-a făcut ieri legat de mine, soția mea, asistenta mea care este fiica noastră și îți mulțumesc din suflet. E un lucru foarte generos din partea ta, pentru că unii oameni nu cred în puterea cuvintelor. Cuvintele au o putere foarte mare. Și tot în acest moment vreau să vă urez tuturor celor care vă uitați la mine sau v-ați uitat vreodată la mine, poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun, să aveți o duminică extraordinară. Am să încep cu povestea mea și cu modul în care îmi aleg proiectele în care să investesc. În 2020, în august, un nou proiect apărea pe harta crypto. La acea vreme eu nu eram public pe YouTube sau pe Twitter sau pe TikTok. De fapt, pe TikTok cred că eram la început. Însă activitatea mea în crypto data cu mult înainte de acel eveniment. Iar eu, în general, în piața cripto, încerc să mă uit la proiecte dintr-o perspectivă proprie. Și anume, să mă gândesc din ce vor face bani acele proiecte și ce utilitate aduc ei, aduc proiectele diferit față de ce există acum în piață. E ca și cum am privi acum orice proiect din perspectiva Bitcoin sau Ethereum. Dacă un proiect spune că inovăm sistemul de plăți, inovăm privacy, inovăm nu știu ce, aș întreba, ok, de ce trebuie să creezi un proiect nou și nu rămâi la Bitcoin? La acea vreme, Polkadot-ul își propunea, ca și acum, să rezolve o problemă extrem de ambițioasă, dar de general, adică general știută, și anume limbajul de comunicare între blockchain-uri. Fiecare blockchain este un univers și la acea dată comunicarea, transferul de date, nu numai de tokeni, între proiecte era extrem, extrem de dificil. Da? Și am putea spune că Polkadot-ul și-a propus să facă lucrul ăsta, adică transferul de date între blockchain-ul de la Ethereum, către blockchain-ul de la Solana, către blockchain-ul de la Cardano și așa mai departe. Da? Iar ăsta este un lucru cu utilitate reală. E ca și cum am vorbit, nu știu, de internet sau de transferul de date sau de transferul de bunuri. E ca și cum ai întreba, este oare fan curierul util? Păi da, este util pentru că transmite bunuri și obiecte și tot felul de chestii de la o entitate, o companie la alta sau de la o firmă la o persoană fizică și așa mai departe. Cu mândrie trebuie să spun că sunt unul din primii oameni din România care a început să vorbească public despre Polkadot. Și asta era la începutul canalului meu aici pe YouTube. Și sunt foarte mulți oameni care mi-au scris de-a lungul timpului că au făcut bani frumoși cu Polkadot-ul. Imediat o să ne uităm un pic și pe CoinMarketCap, la ceea ce înseamnă Polkadot. Înainte să continuăm, vă reamintesc că mâine avem episod special pentru cei din comunitatea Premium. Mâine vă vorbesc despre un proiect nou, nelistat încă, un meme coin care nu este listat. Mâine vă ofer un indicator gratuit, explicat în limba română. Tot mâine facem o analiză generală a pieței pe vreo 5-6 monede, Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, BNB și așa mai departe. Vorbim și despre Amazon, Tesla, Google și multe lucruri. Haideți să începem cu chartul Polkadot pe Binance. Da? Aici avem chartul pe o lună de zile. Da? Hai să scoatem desenele, zona de bottom. Da? Și acum o să vă întreb pe toți așa, că e vizibil cu ochiul liber. Suntem într-o zonă
de oportunitate, în care avem oportunitate majoră, sau suntem într-o zonă în care toată lumea a făcut dump și fai? Deci, din punctul meu de vedere, e ca și cum ai intra în faza 0, adică undeva suntem la nivelul unui decembrie 2020, când Polkadot-ul era la super, super început. Vă reamintesc că Polkadot face cam același lucru, este unul din cele mai active proiecte de pe CoinMarketCap. Da? Hai să ne uităm pe CoinMarketCap, că tot vorbeam. Bun. Și aici avem așa, ce vreau să vă arăt. Este all-time low când s-a lansat, acum 3 ani, da? $2.60. În clipa de față suntem dublu față de ce era acum. Și avem all-time high-ul, când a fost $55. În clipa de față putem spune că Polkadot se vinde la un discount de 89,73% față de all-time high. Da? Ce vreau să vă arăt aici, din lucrurile care mă determină să rămân cu acest proiect, pe lângă utilitatea lui, este Dr. Gavin Wood. Da? Este fondatorul Web3 Foundation, da? Prezident. Este cofondator Ethereum, da? Și este founder and creator of the smart coding language Solidity, da? Deci este creatorul limbajului de programare pe care rulează Ethereum, da? Deci am putea spune că este un om cheie în Ethereum, în existența Ethereum, da? Nu numai Vitalik și încă câțiva oameni care au fost acolo, eu îl văd pe Gavin ca unul din oamenii cheie de acolo. Iar problema pe care o rezolvă ei nu este ceva ce rezolvă Pepe sau Dogecoin sau alte meme bullshit. Bun, hai să ne uităm la circulating supply. Din punctul meu de vedere, Polkadot nu prezintă un risc de dump major pentru că au printat aproape 90% din monede. Da? Sunt 1.281.000 de monede în circulație dintr-un total de 1.300.000. Da? O să povestim într-o zi și despre tot ecosistemul care este gândit să ardă și să consume și să blocheze monede. Da? E unul din cele mai active proiecte pe GitHub. Da? Deci este un proiect de infrastructură unde se lucrează. Mulți nu înțeleg, pentru mulți nu este interesant genul ăsta, dar e ca și cum ai investi, nu știu, în Apple de vreme sau în proiecte de tehnologie care au ajuns. Din punctul meu de vedere, all-time high-ul lui la $55 va fi depășit lejer, lejer, lejer. Iar cei care aleg proiectul ăsta pentru că îl înțeleg, vor avea beneficii. Eu investesc în Polkadot a la long. Adică pe mine, acum îmi doresc să fac cât mai mult capital să pot achiziționa Polkadot, să mă poziționez strategic în piață pentru următorul ciclu. Cam asta este strategia mea. De ce prefer în clipa de față Polkadot în detrimentul Bitcoin sau Ethereum? Pentru că eu consider că Polkadot-ul are șanse să facă lejer 15-20x, pe când Bitcoin-ul nu cred că ar putea să facă 20x, nu știu dacă ar putea să facă 10x. La fel și pentru Ethereum. Investesc în Polkadot pentru că este un proiect care chiar face ceva pentru industria asta crypto, la fel ca și Ethereum, la fel ca și Bitcoin. Investesc în Polkadot pentru că este un proiect activ, da? Este pe locul 11 mondial. Ei când au apărut ca proiect în începutul de toamnă din 2020, s-au clasat rapid în top 7 proiecte, adică este proiectul cu cea mai rapidă accedere în top 10 din întreg patrimoniu cripto. Da? Deci din toate proiectele existente în lumea asta, ăsta s-a cocoțat la vârf cel mai repede. Da? Și a avut rezultate spectaculoase. Adică de la $2 la $55 e 20x. Adică orice investitor poate fi mulțumit. A, că perioadele de timp în care trebuie să aștepți de la un ciclu la altul, asta e altă discuție. Dar consider că este un proiect cu potențial serios pentru următorul ciclu de piață. Dragilor, știți,
Singurul meu serviciu este cursul de tranzacționare, care îl găsiți pe pagina mea oficială pe mihaidaniel.ro. Aici aveți linkurile mele oficiale. Atenție, eu nu vă scriu, nu vă contactez, nu vă propun investiții, nu am niciun fond de tranzacționare, nu vă dau Bitcoin, Ethereum, nimic. Doar acest curs îl găsiți aici și, bineînțeles, linkul către analiză tehnică premium, unde mâine ne vedem pe YouTube. Abia aștept. Am foarte multe lucruri de vorbit acolo, de prezentat. Duminică plăcută, să ne auzim cu bine!